15. Godwin își dorea să ajungă stares la Kingsbridge. Tângea din tot sufletul după o asemenea funcție. De-abia aștepta ocazia de a reforma situația financiară a stăreției, de a institui o administrare mai fermă a pământurilor și a celorlalte bunuri, astfel încât călugării să nu mai fie nevoit să apeleze la stareța Cecilia ori de câte ori aveau nevoie de bani. Își dorea cu ardoare să impună o separare mai strictă a călugărilor de călugărițe, dar și de orășeni, astfel încât în stăreție să se poată respira aerul pur al sfințeniei. Dar mai presus de orice asemenea motive înălțătoare, tângea după autoritatea și distincția pe care i le-ar fi conferit acest titlu. Noaptea, în închipuirile sale, era deja stareț. Curăță mizeria aceea din claustru, i-ar fi ordonat vreunui călugăr. Da, părinte stareț, ar fi venit răspunsul. Lui Godwin îi plăcea la culme cum suna părinte stareț. Bună ziua, episcope Richard, ar fi spus el fără pic de lingușire în glas, ci dintr-o simplă curtoazie prietenească. Iar episcopul Richard i-ar răspunde ca de la un demnitar clerical la altul. Și dumneata să ai parte de o zi bună, starețe Godwin. Sper că totul e pe placul sfinției tale, arhiepiscope, ar fi întrebat el de data aceasta cu mai multă deferență în glas, dar tot ca un coleg mai tânăr al marelui prelat, nici de cum ca un inferior. O, da, Godwin, te-ai descurcat excelent aici. Sunteți foarte bun cu noi. Și poate că, într-o zi, pe când avea să se plimbe prin claustru cu un potentat în straie scumpe, înălțimea voastră ne face o mare cinste să viziteze umila noastră stăreție. Mulțumesc, părinte Godwin, dar am venit să-ți cer sfatul. Își dorea această funcție, dar nu era deloc sigur în ce mod ar fi putut să o obțină. Toată săptămâna învârti în cap această chestiune, în timp ce supraveghea cele aproximativ 100 de înhumări și punea la cale mesa de duminică, destinată a fi atât slujba de înmormântare a lui Anthony, cât și o comemorare a sufletelor tuturor celor decedați odată cu prăbușirea podului. Între timp, se ferea să discute cu cineva despre speranțele sale. Abia cu 10 zile în urmă aflase care era prețul unei imagini fără pată. Se prezentase la canon cu cartea lui Timothy și cu argumente solide în favoarea reformării mănăstirii, iar garda cea veche îl respinsese cu o coordonare perfectă, ca și cum s-ar fi vorbit dinainte, zdrobindu-l asemenea unui broscoi prins sub roata unui car. N-avea de gând să lase una ca asta să se întâmple din nou. Duminică dimineața, în timp ce călugării intrau încolonați în sala de mese pentru a-și lua micul dejun, un novice îi șopti lui Godwin că mama sa îl așteaptă în portalul de nord al catedralei. Drept urmare, Godwin se retrase discret și se îndreptă spre locul menționat. Pe când traversa claustrul și biserica, se simți inundat de o teamă nelămurită. Intuia ce se întâmplase. Ieri avusese loc un incident care o tulburase pe Petranila. Aceasta stătuse trează jumătate de noapte, făcându-și tot felul de griji. Se trezise în zori cu un plan de bătaie, iar el juca un rol foarte bine delimitat în el. Mai mult ca sigur, atitudinea ei avea să fie cum nu se poate mai dominatoare și mai lipsită de răbdare. Probabil că planul ei era unul bun, dar chiar dacă nu era, Petranila avea să insiste să fie pus în aplicare. Mama lui stătea în semi-obscuritatea din portal, înfofolită într-o pelerină udă. Ploua din nou. Fratele meu Edmund a venit ieri să discute cu Carlos Orbul, spuse ea. Mi-a zis că se poartă ca și cum ar fi deja stareț cu puteri de pline, ca și cum alegerile ar fi o simplă formalitate. Tonul ei avea ceva acuzator, de parcă Godwin ar fi fost vinovat pentru asta, iar el răspunse defensiv. Garda veche s-a dat de partea lui Carlos chiar înainte ca trupul unchiului Anthony să apuce să se răcească. Nici nu vor să audă despre alți candidați. Și tinerii? Vor să candidez, bineînțeles. Le-a plăcut modul în care l-am înfruntat pe starețul Anthony atunci când cu cartea lui Timothy, chiar dacă nu am avut câștig de cauză. Dar eu nu am zis nimic. Mai sunt și alți candidați? Thomas Langley este mai degrabă un candidat marginal. Mulți nu sunt de acord cu el pentru că a fost cavaler în tinerețe și a ucis oameni, după cum a și recunoscut. Dar e capabil, își face treaba calm și eficient, nu-i tiranizează pe novici. Pe chipul mamei sale a apărut o expresie gânditoare. Care-i povestea lui? De ce s-a călugărit? Teama lui Godwin începu să se mai risipească. Se părea că Petranila nu avea de gând să-l certe pentru că nu se grăbise să acționeze. Thomas afirmă că mereu a tânjit după viața sfântă și, când a venit aici să-i se trateze o rană de sabie, s-a hotărât să nu mai plece niciodată. Îmi aduc aminte. Asta a fost acum 10 ani, dar n-am auzit nimic despre circumstanțele în care s-a ales cu rana aceea. Nici eu. Nu-i place să vorbească despre trecutul său violent. Cine a plătit pentru primirea lui la stăreție? E ciudat, dar nu știu.
Godwin se minuna mereu de capacitatea mamei sale de a pune tocmai acele întrebări delicate menite să releve esența lucrurilor. Poate că era întrucâtva despotică, dar nu avea cum să nu o admire. S-ar putea să fi fost episcopul Richard, parcă mi-aduc aminte că el a promis darul obișnuit în asemenea situații, dar el personal n-ar fi avut resursele necesare. Pe vremea aceea era un simplu preot, nu episcop. Poate că vorbea în numele contelui Roland. Să afli. Godwin șovăia. Pentru o astfel de informație ar fi trebuit să caute prin toate actele din biblioteca stăreției. Bibliotecarul, fratele Augustin, n-ar fi văzut nimic ciudat în această inițiativă a sacristanului, dar altcineva da. Apoi Godwin ar fi fost pus în situația penibilă de a inventa o poveste plauzibilă pentru a explica demersurile sale. Dacă darul fusese o sumă de bani și nu pământ sau alte bunuri, situația neobișnuită, dar posibilă, avea să fie nevoie să treacă prin registrele contabile... Ce e? Întrebă tăios mama sa. Nimic. Ai dreptate. Godwin își repetă în minte că atitudinea ei dominatoare nu era decât o manifestare a dragostei pe care o purta, poate singura pe care o știa ea. Trebuie să fie însemnat undeva. Dacă stau să mă gândesc... Ce? Un asemenea dar este de obicei trâmbițat peste tot. Starețul îl anunță în biserică, invocă binecuvântări pentru donator, după care rostește o predică despre cum oamenii care dăruiesc pământuri stăreției își primesc răsplata în ceruri. Dar nu mi-aduc aminte de nimic de genul acesta în perioada în care Thomas ni s-a alăturat. Atunci e cu atât mai important să cauți actul respectiv. Cred că Thomas are un secret, iar un secret înseamnă întotdeauna o slăbiciune. O să cercetez problema. Ce crezi că ar trebui să le spun celor care vor să particip la alegeri? Petranila îi adresă un zâmbet viclean. Cred că ar trebui să le spui că nu o să candidezi. Când Godwin plecă de lângă mama sa, masa de dimineață luase sfârșit. Conform unei reguli vechi, cei care veneau târziu nu mai aveau voie să mănânce. Dar bucătarul, fratele Reinhard, găsea mereu câte o bucățică pentru cei pe care îi simpatiza. Godwin se duse la bucătărie, de unde căpătă o felie de brânză și un colț de pâine. Le mâncă stând în picioare, în timp ce servitorii de la stăreții aduceau înapoi castroanele de la micul dejun și frecau ceaunul din oțel în care se preparase terciul de ovăz. Pe când mânca, Godwin medita la sfatul primit de la mama sa. Cu cât se gândea mai mult la el, cu atât îi părea mai inteligent. Odată ce anunța că nu avea de gând să participe la alegeri, lucrurile pe care le-ar fi spus aveau să treacă drept părerile unui comentator lipsit de orice interes personal. Putea manipula alegerile fără să fie suspectat de motive egoiste, apoi putea acționa în ultimul moment. Se simțea străbătut de o undă generoasă de recunoștință pentru viclenia minții mamei sale și pentru inima ei de neclintit. Fratele Teodoric îl găsi acolo. Chipul tânărului era îmbujorat de indignare. Fratele Simon ne-a vorbit la micul dejun despre faptul că fratele Carlos ar trebui să devină stareț cu drepturi depline. Începui el. În discursul lui n-a făcut decât să sublinieze că va continua tradiția conducerii înțelepte a lui Anthony. Nu se va schimba nimic. Dă dovadă de viclenie, remarcă Godwin pentru sine. Simon profitase de absența lui Godwin pentru a spune, de pe o poziție de autoritate, lucruri pe care acesta le-ar fi combătut dacă ar fi fost de față. Se mulțumi să rostească doar atât, pe un ton compătimitor. Nu-i face deloc cinste o asemenea atitudine. Eu am întrebat dacă celorlalți candidați avea să li se permită să se adreseze monahilor la gustarea de dimineață, așa cum făcuse el. Godwin zâmbi larg. Bravo! Simon a zis că nici nu e nevoie de alți candidați. Replica lui a fost, nu facem aici un concurs de tras la țintă. După el, decizia a fost luată de mult. Starețul Anthony l-a ales pe Carlos drept succesor, numindu-l stareț adjunct. Astea-s prostii. Exact. Ceilalți călugări sunt foarte furioși. Asta e foarte bine, spuse Godwin. Carlos își jignise chiar și susținătorii, încercând să le răpească dreptul de a vota. Își submina propria candidatură. Teodoric continuă. Cred că ar trebui să facem presiune asupra lui Carlos să se retragă din alegeri. Godwin ar fi vrut să spună. Ești nebun? Își mușcă limba și încercă să afișeze un aer care să dea de înțeles că medita la sugestia lui Teodoric. Crezi că ăsta e cel mai bun mod de a proceda? Întrebă el ca și cum ar fi fost sincer nesigur în această privință. Întrebarea îl luă prin surprindere pe Teodoric. Ce vrei să spui? Zici că frații sunt cu toții furioși pe Carlos și pe Simon. Dacă atitudinea asta persistă, nu o să voteze pentru Carlos. Dar dacă el se retrage, garda veche va propune un alt candidat. S-ar putea ca a doua oară să aleagă mai bine. Ar putea fi vorba despre cineva popular, fratele Joseph, de exemplu. Teodoric era de-a dreptul năucit.
Nici nu mi-a trecut prin minte așa ceva. Poate că ar trebui să sperăm că fratele Carlos o să rămână alesul vechii gărzi. Toată lumea știe că se opune oricărui fel de schimbare. Motivul pentru care e călugăr este că îi place să știe că fiecare zi va fi la fel ca toate cele dinainte ei. O să facă aceleași drumuri, o să ocupe același loc, o să doarmă și o să mănânce la aceleași ore și în aceleași condiții. Poate că e din cauza faptului că e orb, deși am impresia că, și dacă ar fi putut să vadă, tot așa ar fi fost. Dar nu contează cauza. El crede că nici nu trebuie schimbat nimic. În realitate, puțin călugări sunt mulțumiți cu atitudinea actuală, ceea ce înseamnă că fratele Carlos poate fi învins relativ ușor. Un candidat care ar reprezenta vechea gardă și ar promova necesitatea câtorva schimbări minore ar avea mult mai multe șanse de a câștiga. Godwin își dădu seama că uitase să se arate ezitant și începuse să peroreze prea decis. Înfrânându-se de grabă, adăugă: "Nu știu nici eu, tu ce crezi?" "Cred că ești un geniu," răspunse Teodoric. "Nu sunt deloc un geniu," îi spuse Godwin în gând, "dar învăț repede." Se îndreptă spre spital unde îl găsi pe Filemon măturând în camerele private pentru oaspeți aflate la etaj. Lordul William se afla în continuare acolo veghindu-și tatăl, așteptând ca acesta să se trezească sau să moară. Lady Philippa îi era alături. Episcopul Richard se întorsese la palatul său din Sharing, dar era așteptat în cursul acelei zile pentru a asista la slujba memorială. Godwin îl luă pe Filemon cu el în bibliotecă. Filemon de-abia știa să citească, dar avea să-i fie folositor la scoaterea actelor din locașurile lor. Stăreția avea în posesie peste 100 de acte oficiale, numite și carte sau hrisoave. Cele mai multe erau titluri de proprietate asupra unor bucăți de teren, aflate în general lângă Kingsbridge, iar câteva erau împrăștiate prin diverse colțuri îndepărtate ale Angliei și țării Galilor. Alte carte stipulau dreptul călugărilor de a pune bazele stăreției, de a-și construi biserica, de a lua piatră din cariera contelui de Sharing fără plată, de a parcela pământul din jurul stăreției în loturi de case și de a le închiria, de a ține procese, de a organiza un târg săptămânal, de a încasa o taxă pentru traversarea podului, de a ține un târg de lână anual și de a transporta bunuri până la Melcomb, fără să plătească taxe seniorilor diferitelor feude prin care trecea râul. Actele erau scrise cu condeiul înmuiat în cerneală pe foi de pergament, respectiv bucăți de piele curățate cu mare forturi, răzuite, înălbite și întinse. Cele mai lungi erau făcute sul și legate cu câte un șiret fin din piele. Erau păstrate într-un cufăr întărit cu oțel. Acest cufăr era încuiat, dar cheia era păstrată în bibliotecă într-o lădiță sculptată. Godwin se încruntă dezaprobator când deschise cufărul. Cartele nu erau așezate în teancuri ordonate, ci azvârlite acolo în nicio ordine aparentă. Unele prezentau mici rupturi și aveau marginile ferfenițe și toate erau acoperite de un strat generos de praf. Ar trebui păstrate în ordine cronologică, reflectă Godwin, ba ar trebui chiar numerotate și lista cu numerele ar trebui fixată pe interiorul capacului, astfel încât orice document să poată fi identificat repede. Dacă o să devin stareț... Filemon scoase documentele unul câte unul, suflă peste ele pentru a îndepărta praful și le puse pe o masă pentru ca Godwin să le poată studia. Cei mai mulți oameni îl antipatizau pe Filemon. Vreo câțiva călugări vârstnici nu aveau încredere în el, dar Godwin nu le împărtășea atitudinea. Era greu să privești cu neîncredere un om care te trata ca pe un zeu. Majoritatea monahilor se obișnuiseră efectiv cu el. Se afla de foarte mult timp la stăreție. Godwin și-l aducea aminte pe când era un băiețandru, înalt și stângaci, ținându-se scai de călugări și întrebându-i mereu la care dintre sfinți era mai bine să se roage și dacă asistaseră vreodată la o minune. Cele mai multe carte fusese scrise de două ori pe o singură foaie de pergament. Cuvântul chirograf fusese trecut cu majuscule între cele două copii, după care bucata de pergament fusese tăiată în două în zigzag, astfel încât și cuvântul era scindat. Fiecare dintre părțile implicate păstra câte o jumătate din pergament, iar potrivirea celor două bucăți tăiate în zigzag era considerată dovadă că documentele erau originale. Unele dintre bucățile de pergament aveau găuri, probabil acolo unde oaia de la care provenea pielea fusese mușcată de vreo insectă. Altele păreau a fi fost roase într-un moment sau altul al existenței lor, probabil de șoareci. Bineînțeles, toate erau redactate în latină. Cele mai recente erau mai ușor de citit, dar celelalte erau caligrafiate în stil vechi, ceea ce le făcea mai greu de descifrat. Godwin le cerceta pe fiecare până ajungea la data întocmirii. Căuta ceva scris la puțină vreme după sărbătoarea tuturor sfinților din urmă cu 10 ani. Studie fiecare pergament și nu găsi nimic.
Cel mai apropiat era un act datat câteva săptămâni mai târziu, prin care contele Roland îi dădea lui Sir Gerald dreptul de a-și transfera pământurile în proprietatea stăreției, urmând ca, în schimb, să îi se șteargă datoriile și ca Sir Gerald și soția lui să fie întreținuți de călugări pentru tot restul vieților lor. Godwin nu era dezamăgit, ba din contră. Thomas fie fusese primit fără darul obișnuit, ceea ce ar fi fost un lucru ciudat în sine, fie Hrisovul era păstrat altundeva departe de priviri indiscrete. Oricum, îi se părea din ce în ce mai probabil că bănuielile Petranilei să fi fost întemeiate, iar Thomas să fie un om cu un secret. În mănăstire nu existau multe locuri care să nu fie accesibile tuturor. Se pornea de la ideea că monahii nu aveau bunuri personale și nici taine. Deși unele mănăstiri bogate construiseră chilii personale pentru călugării în vârstă, la Kingsbridge toți dormeau în aceeași încăpere, cu excepția starețului. Aproape sigur, carta prin care se făcuse primirea lui Thomas la stăreție se afla în casa starețului. Unde locuia acum Carlos? Asta îngreuna lucrurile. Carlos n-ar fi fost dispus să lase pe Godwin să caute prin casă. Oricum era foarte probabil ca nici să nu fie nevoie de prea mari căutări. Undeva la vedere, trebuie să se fie aflat o cutie sau o traistă din piele cu documentele personale ale regretatului stareț Anthony, un caiet din zilele noviciatului, o scrisoare prietenească de la arhiepiscop, câteva predici. Probabil că fratele Carlos ceruse să fie cercetate după moartea lui Anthony, dar n-avea niciun motiv să-i permită lui Godwin să facă același lucru. Absorbit de gândurile sale, Godwin se încruntă. Oare putea să pună pe altcineva să caute? Edmund sau Petranila puteau cere să vadă bunurile răposatului lor frate, iar lui Carlos i-ar fi fost greu să refuze o asemenea cerere. Dar ar fi îndepărtat cu siguranță orice document al stăreției mai înainte de a preda restul. Nu, trebuia să fie o căutare clandestină. Atunci se auzi clopotul care îi chema pe călugări la ceasul al treilea canonic sau terța, care se ținea în cursul dimineții. Godwin își dădu seama că singurele momente în care Carlos n-avea să fie în casă erau cele din timpul slujbelor din catedral. Trebuia să plece de la terță. Putea inventa un pretext plauzibil. N-avea să fie ușor. Era sacristan, adică exact persoana care nu trebuia să lipsească niciodată de la slujbe. Dar nu avea de ales. Vreau să vii la mine în biserică, îi spuse el lui Filemon. Bine, răspunse Filemon, deși părea îngrijorat. Angajații stăreției nu aveau voie să intre în zona corului în timpul slujbelor. Vii exact după recitarea versetului, intri și îmi spui ceva la ureche. Nu contează ce. Și nu-mi iei în seamă reacția. Pur și simplu continui. Filemon se încruntă neliniștit, dar dădu din cap în semn de consimțământ. Ar fi făcut orice pentru Godwin. Godwin ieși din bibliotecă și se alătură procesiunii care intra în biserică. În Naos nu se aflau decât vreo câțiva credincioși, cei mai mulți orășeni aveau să vină mai târziu să asiste la mesa închinată victimelor prăbușirii podului. Călugării își ocupară locurile în zona corului și ritualul începu. Dumnezeule, vino în ajutorul meu, rosti Godwin împreună cu ceilalți. Terminară de recitat acest prim verset din psaltire și începură să cânte un imn când Filemon își făcu apariția. Toți călugării se holbară la el, așa cum au oamenii obiceiul ori de câte ori intervine ceva în timpul unui ritual familiar. Fratele Simon se încruntă dezaprobator. Carlos, care dirija corul călugărilor, simți că se întâmpla ceva deosebit și pe chipul său apăru o expresie nedumerită. Filemon veni direct la locul lui Godwin și se aplecă. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor, spuse el în șoaptă. Godwin se prefăcu surprins și continuă să asculte în timp ce Filemon recita psalmul întâi. După câteva clipe, dădu viguros din cap ca și cum ar fi refuzat o cerere. Apoi își plecă din nou urechea spre el. Avea să fie nevoie să inventeze o poveste complicată pentru a explica toată această pantomimă. Ar fi putut spune că mama lui îl chemase să discute despre înmormântarea fratelui ei, starețul Anthony, și că amenințase să intre chiar ea în zona corului dacă Filemon nu-i transmitea mesajul. Personalitatea dominatoare a Petranilei, la care se adăuga situația tristă în care se afla familia lor, ar fi făcut povestea aproape credibilă. Pe când Filemon termina de recitat psalmul, Godwin își compuse o expresie resemnată, se ridică și îl urmă afară din catedrală. Ocoliră cu pași grăbiți biserica pentru a ajunge la casa starețului. Un angajat tânăr mătura podeaua. N-avea să îndrăznească să pună la îndoială cuvântul unui călugăr. Era posibil să-i spună lui Carlos că Godwin și Filemon fuseseră acolo, dar avea să fie deja prea târziu. Godwin era de părere că această casă era o rușine. Era mai mică decât locuința unchiului Edmund de pe strada principală. Un stareț ar fi trebuit să aibă un palat pe măsura statutului său, așa cum avea episcopul.
Această clădire nu avea nimic spectaculos. Pereții erau acoperiți cu câteva tapiserii învățișând scene biblice și ferindu-l pe ocupant de curent, dar, per total, decorul era mohorât și lipsit de imaginație. Scotociră prin casă și găsiră destul de curând ceea ce căutau. La etaj, în dormitor, într-un cufăr de lângă pupitrul de rugăciune, se afla o mapă mare. Era făcută din piele maronie de capră și cusută cu fir stacojiu. Godwin era sigur că fusese un dar plin de pioșenie făcut de vreunul dintre tăbăcarii de frunte ai orașului. Privit atent de către Filemon, Godwin deschise mapa. Înăuntru se aflau vreo 30 de foi de pergament întinse și protejate cu mai multe bucăți de pânză așternute între ele. Godwin le cercetă rapid. Pe câteva erau scrijelite glose pe marginea psalmilor. Probabil că Anthony se gândise la un moment dat să scrie o carte de comentarii, dar se părea că această idee fusese abandonată. Cea mai surprinzătoare descoperire fu o poezie de dragoste scrisă în latin. Intitulată Virent Oculi, era închinată unui bărbat cu ochii verzi. Unchiul Anthony avusese ochii verzi cu pete mici aurii, ca toți cei din familia sa. Godwin se întrebă cine era autoarea. Nu erau multe femei care să scrie suficient de bine în latină pentru a compune o poezie. Oare se îndrăgostise vreo călugăriță de Anthony? Sau era o poezie primită de la un bărbat? Pergamentul era vechi și îngălbenit. Legătura amoroasă, dacă existase, se consumase probabil în tinerețea lui Anthony, dar păstrase poezia. Poate că nu fusese chiar așa plictisitor cum și-l închipuise Godwin. Filemon întrebă, ce e? Godwin se simțea vinovat. Trăsese cu ochiul într-un cotlon privat al vieții unchiului său și își dorea să nu fi făcut acest lucru. Nimic, răspunse el, doar o poezie. Luă următoarea foaie de pergament și găsi exact ceea ce căuta. Era o cartă datată în ziua de Crăciun, în urmă cu 10 ani. Era vorba despre o feudă de 200 de hectare aflată lângă Lyne, în Norfolk. Seniorul acesteia murise recent. Documentul atribuia poziția seniorală vacantă stăreției Kingsbridge și specifica anumite dări anuale, grâne, lână, viței și pui, care trebuiau plătite stăreției de către șerbii și arendașii care cultivau pământul. În act era nominalizat vătaful țăranilor, care avea responsabilitatea de a livra anual bunurile menționate. De asemenea, se mai pomeneau niște plăți în bani care puteau fi făcute în locul bunurilor în sine, o practică des întâlnită mai ales în situațiile în care feuda se afla la mulți kilometri de reședința seniorului. Era o carte obișnuită. În fiecare an, după recoltă, reprezentanții a zeci de comunități similare făceau un pelerinaj la stăreție pentru a livra dările cuvenite. Cei din apropiere veneau toamna de vreme, alții soseau la intervale diverse pe tot parcursul iernii. Dintre aceștia din urmă, cei aflați la distanțe mai mari nu ajungeau decât după Crăciun. În document se specifica de asemenea că darul era făcut în semn de recunoștință pentru faptul că stăreția îl acceptase pe Sir Thomas Langley în rândul monahilor săi. Și aici era vorba despre ceva obișnuit. Dar actul avea și ceva cu totul ieșit din șabloane. Era semnat de regina Isabela. Acesta era un aspect interesant. Isabela era soția necredincioasă a regelui Eduard al II-lea. Se răzvrătise împotriva ilustrului ei soț și îl încoronase în locul lui pe fiul lor în vârstă de 14 ani. La scurt timp după aceea, regele detronat murise, iar starețul Anthony asistase la înmormântarea sa în Gloucester. Thomas sosise la Kingsbridge cam prin aceeași perioadă. Timp de câțiva ani, regina și amantul ei, Roger Mortimer, domniseră peste Anglia, dar, destul de curând, Eduard al III-lea își exercitase autoritatea în ciuda vârstei fragede. Noul rege avea în momentul de față 24 de ani și ținea frâiele puterii cu o mână de fier. Mortimer murise, iar Isabela, acum în vârstă de 42 de ani, ducea un trai retras, dar opulent în castelul Rising din Norfolk, nu departe de Lyne. Asta este, îi spuse Godwin lui Filemon. Regina Isabela a fost cea care a aranjat ca Thomas să devină călugăr aici. Filemon se încruntă. Dar de ce? Deși lipsit de educație, Filemon era viclean. Da, chiar așa, de ce? Făcu Godwin. Poate că a vrut să-l răsplătească, să-i închidă gura sau poate și una și alta. Iar asta s-a întâmplat chiar în anul loviturii de stat pe care a pus-o la cale. Probabil că Thomas a făcut ceva pentru ea. Godwin dădu din cap în semn de încuvințare. O fi dus vreun mesaj, o fi deschis porțile unui castel, o fi trădat planurile regelui în favoarea ei sau i-o fi asigurat sprijinul vreunui baron important. Dar de ce e secret? Nu e, spuse Filemon. Vistiernicul trebuie să aibă cunoștință de acest act, ca și toată lumea din Lyne.
Cu siguranță vătafului îi mai scapă câte o vorbă când vine aici. Dar nimeni nu știe că donația a fost făcută pentru Thomas. Asta dacă nu cumva o fi văzut carta aceasta. Deci ăsta e secretul, că însăși regina Isabela a dăruit moșia aceea pentru primirea lui Thomas. Exact. Godwin început să pună documentele la loc, așezând cu atenție fâșiile de pânză printre foile de pergament, după care vârâ mapa în cufăr. Filemon întrebă, dar de ce o fi secret? Un asemenea aranjament nu are nimic necinstit sau rușinos. Asemenea daruri se fac tot timpul. Nu știu de ce e secret și poate că nici nu e nevoie să aflăm. Faptul că unii vor să-l țină ascuns poate fi suficient pentru a ne atinge scopul. Hai să ieșim din casa asta. Godwin se simțea mulțumit. Thomas avea un secret, iar el știa acest lucru. Asta îi conferea putere. Acum se simțea îndeajuns de sigur pe el încât să-l propună pe Thomas drept candidat pentru funcția de stareț. De asemenea, simțea și o anumită teamă. Thomas nu era deloc prost. Se întorseseră în catedrală. Slujba se încheie câteva clipe mai târziu, iar Godwin început să pregătească biserica pentru slujba comemorativă. La ordinul lui, 6 călugări ridicară sicriul lui Anthony și îl așezară pe un pupitru în fața altarului, după care îl înconjurară cu lumânări. În naos începuseră să se adune din ce în ce mai mulți orășeni. Godwin o salută cu o înclinare a capului pe verișoara sa Caris, care și acoperise boneta obișnuită cu un văl negru de mătase. Apoi îl zări pe Thomas, care aducea în biserică un jilț mare, bogat sculptat, ajutat de un novice. Acesta era tronul episcopului, numit și catedra, care îi conferea bisericii statut special de catedrală. Godwin atinse ușor brațul lui Thomas. Lasă-l pe Filemon să se ocupe de asta. Thomas se zbârli gândindu-se că Godwin încerca să-l ajute pentru că nu avea un braț. Mă descurc. Știu asta, vreau să vorbesc ceva cu tine. Thomas era mai în vârstă, avea 34 de ani pe când Godwin numai 31, dar Godwin îi era superior în ierarhia monastică. Cu toate acestea, lui Godwin îi era oarecum teamă de Thomas. Matriculariusul îl trata de obicei pe sacristan cu deferența cuvenită, dar chiar și așa Godwin avea impresia că primește exact doza de respect pe care Thomas credea că o merită. Deși fostul cavaler se conforma în orice privință disciplinei impuse de regula benedictină, părea totuși să-și fi păstrat o anumită independență și autonomie în acțiuni. N-avea să fie ușor să-l înșele pe Thomas, dar exact asta intenționa Godwin să facă. Thomas trecu jilțul în mâinile lui Filemon, iar Godwin îl trase după sine în culoarul lateral. Se spune că s-ar putea să ajungi stareț, deschise subiectul Godwin. Am auzit spunându-se același lucru și despre tine, replică Thomas. Eu o să refuz să candidez. Thomas ridică din sprâncene. Mă surprinzi, frate. Din două motive, își reluă firul vorbelor Godwin. Primul ar fi că sunt convins că te-ai descurcat mai bine ca mine. Pe chipul lui Thomas apăru o expresie și mai uimită. Probabil că nu-l suspectase niciodată pe Godwin de o asemenea modestie. Și avea dreptate. Godwin mințea. Al doilea, continuă sacristanul, este că tu ai mai multe șanse să câștigi. Acum Godwin spunea adevărul. Călugării tineri mă plac, dar tu ești simpatizat de toți, indiferent de vârstă. Chipul frumos al lui Thomas căpătă un aer bănuitor. Aștepta relevarea elementului cheie. Vreau să te ajut, spuse Godwin. Cred că singurul lucru important e să avem un stareț care să reformeze această mănăstire și felul în care sunt administrate resursele sale. Cred că aș putea să fac asta. Dar ce vrei în schimbul sprijinului tău? Godwin era prea versat încât să nu ceară nimic. Thomas nu s-ar fi încrezut nici când într-o astfel de generozitate, așa că inventă o minciună plauzibilă. Aș vrea să fiu numit stareț adjunct. Thomas dădu aprobator din cap, dar nu consimți imediat. Cum anume m-ai ajutat tu? În primul rând asigurându-ți susținerea orășenilor. Prin simplul fapt că Edmund Lânarul este unchiul tău. Nu-i chiar așa simplu. Orășenii sunt îngrijorați în privința podului. Carlos nu vrea să spună când o să înceapă reconstrucția, nici măcar dacă are de gând să facă așa ceva. Dacă eu îi dau asigurări lui Edmund că tu o să începi lucrările la pod imediat ce vei fi ales, vei avea susținerea întregului oraș. Dar asta nu o să-mi aducă voturile călugărilor. Nu fi așa sigur. Nu uita, alegerea călugărilor trebuie să fie ratificată de episcop. Cei mai mulți episcopi sunt suficient de prudenți încât să se intereseze care e părerea localnicilor, iar Richard e un om care nu-și dorește probleme. Dacă orășenii declară că te susțin pe tine, asta o să încline decisiv balanța. Godwin își dădea seama că Thomas nu avea încredere în el. Matricularius îl studia,
iar Godwin simți cum o picătură de sudoare îi se rostogolea pe șirea spinării în timp ce se lupta să-și golească fața de orice expresie sub privirea scrutătoare a fostului cavaler. Dar Thomas se gândea la argumentele aduse de Godwin. Nu încape îndoială că avem mare nevoie de un pod nou, spuse el. Carlos e un nesăbuit să tergiverseze atât lucrurile. Prin urmare, ai promite ceva ce oricum voiai să faci. Ești foarte convingător. Godwin își ridică mâinile într-un gest defensiv. Nu cu intenție. Trebuie să faci numai ce simți tu că este voia domnului. Thomas părea sceptic. Nu credea că Godwin era într-adevăr atât de dezinteresat. Bine, se mulțumi să spună. După care adăugă. Mă voi ruga ca lucrurile să-mi fie revelate în lumina potrivită. Godwin simțea că deocamdată n-avea să primească un angajament mai ferm de atât din partea lui Thomas și că ar fi fost contraproductiv să insiste. Și eu voi face la fel, rosti el și se îndepărtă. Thomas avea să facă exact ceea ce promisese, să se roage pentru a găsi cel mai bun răspuns. Nu avea mai deloc dorințe personale. În funcție de ceea ce el credea că este voia domnului, avea să candideze sau nu la funcția de stareț. Godwin nu mai putea face nimic în această privință, cel puțin pentru moment. În jurul coșciugului lui Anthony se ridica acum pălălaia lumânărilor. Naosul începuse să se umple cu orășeni și țărani din satele învecinate. Godwin scrută mulțimea căutând chipul lui Keris, pe care o zărise cu câteva minute mai devreme. O găsi în transeptul sudic, cercetând schelăria construită de Mertin în spațiul culoarului lateral. Godwin avea amintiri frumoase de pe vremea când Keris era o copilă, iar el, vărul cel mare și atot știutor. Încă de la prăbușirea podului, fata îi păruse neobișnuit de mohorâtă, însă astăzi era vesel. Se bucura. Avea o slăbiciune pentru ea. Îi atinse ușor cotul. Par fericită azi. Chiar sunt, spuse ea și îi zâmbi. Tocmai am descălcit ițele unei încurcături romantice. Dar n-ai înțelege dacă ți-aș spune. Bineînțeles că nu. Nici n-ai idee, continuă el în gând, câte încurcături romantice sunt printre călugări. Dar nu zise nimic cu voce tare. Era mai bine ca mirenii să nu afle păcatele care se comiteau între zidurile stăreției. Se mulțumi să spună doar atât. Tatăl tău ar trebui să-i vorbească episcopului Richard despre reconstruirea podului. Zău? Făcu ea cu un scepticism în glas. În copilărie, Keris îl considera pe Godwin un soi de erou fantastic, dar acum nu-l mai privea cu atâta admirație. La ce bun? Nu e podul lui. Alegerea călugărilor pentru funcția de stareț trebuie aprobată de episcop. Richard ar putea spune că nu va fi de acord cu alegerea niciunui călugăr care refuză să construiască un pod nou. Poate că unii vor fi tentați să sfideze această declarație, dar cei mai mulți își vor da seama că nu are rost să voteze un om a cărui alegere nu o să fie ratificată de episcop. Înțeleg. Chiar crezi că sugestiile tatei vor fi ascultate? Absolut. Atunci o să-i sugerez să facă asta. Mulțumesc. În momentul acela bătu clopotul. Godwin se strecură afară din biserică și se alătură din nou procesiunii de monahi care se forma în claustru. Soarele se ridicase pe cer. Tânărul sacristan avusese o dimineață extrem de lucrativă.